Codruț Achiove și deloc întâmplător, că nu suntem naivi, acuză un asalt la justiție și spune că s-ar fi ajuns la trimiterea de mail-uri false de amenințare în numele ei. Și noi simțim de un an jumate că este un asalt pe justiție și el se manifestă în diverse forme. Avem atacuri prin presă, mai nou ne confruntăm cu un eveniment nou. Se trimit mail-uri false care conțin numele nostru, al celor din DNA, către diverse persoane. N-am înțeles? Se trimit mail-uri false. Am primit o sesizare de la o persoană care a spus că a primit un mail de la un mail care conținea numele meu. Mă rog, am și trimis-o la parchetul general să facă plângeri. Se fac sesizări false la inspecția judiciară. Cineva a semnat în numele unui procuror o sesizare și a spus că procuror șef al DNA a făcut presiune asupra lui într-un dosar. Când inspecția judiciară a verificat, a ajuns la concluzia că acea semnătură era falsă și că acel procuror din DNA niciodată n-a făcut o sesizare. Deci noi cu asta ne confruntăm.